Pace, slăvit să fie Domnul! Ne bucurăm că suntem alături de dumneavoastră în dimineața aceasta, împreună cu soția și copiii noștri. Și spun ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi, familia voastră și biserica dumneavoastră. Noi facem parte din Biserica Harvest, Londra. Suntem de 4 ani în Londra. Și pot să vă spun așa pe scurt câteva lucruri despre o mărturie din viața mea. Dacă am emoții, vreau să mă iertați. În urmă cu un an de zile au fost vremuri dificile în viața noastră, în familia noastră. Eu am trecut printr-o operație, am avut o tumoare la cap și chiar pe vremea aceasta, cu un an de zile, am fost operat. Și n-a fost deloc ușor. Dar mulțumim lui Dumnezeu că a fost lângă noi, a fost de partea noastră și cel mai puternic am simțit asta imediat după operație, când m-am trezit după anestezie și medicii mi-au spus că totul e bine, m-au dus în camera mea și am sunat-o pe soția mea și am spus că totul e bine și că poate să vină. A durat vreo 2 ore jumate până a venit ea. Și timpul acela a fost un timp în care l-am simțit pe Dumnezeu foarte aproape. Am avut o părtășie extraordinară cu Dumnezeu. Mi-a vorbit într-un mod foarte, foarte deosebit. Și versetul care mi l-a adus în minte este din Isaia 43, care spune: de aceea, pentru că ești iubit, ești prețios și te iubesc, dau oameni și popoare pentru viața ta. Am meditat mult la versetele acestea și m-am gândit cum aceste versete, acest verset, aceste cuvinte sunt atât de reale pentru mine, pentru familia mea, în special pentru momentul respectiv, când am văzut că Dumnezeu a adus oameni care s-au ocupat de mine, medici, acolo în spital, fără ca eu să fac nimic. Și mi-am dat seama că e foarte, foarte personal versetul acesta. Nu e așa ceva care a fost în Vechiul Testament sau e doar pentru poate anumite persoane, ci este chiar pentru mine personal. M-am gândit apoi mai departe la soția mea care a născut și la prima naștere a avut nevoie de 6 transfuzii de sânge. Iarăși acel verset care spune dau oameni pentru viața ta, dau popoare pentru viața ta, este foarte adevărat. M-am gândit la mine și la joburile pe care le-am avut din prima zi când am venit aici în Londra, a doua zi am putut să lucrez, neștiind pe nimeni, neavând pe nimeni. Am dat 20 de telefoane, am căutat pe internet și nimic și la un moment dat am vorbit cu un frate și a doua zi am putut să merg la muncă. Asta e mâna lui Dumnezeu, pentru că vezi că altfel n-ai avea nicio șansă și așa putem să ne gândim la noi, la joburile noastre, la soțiile noastre care au născut, la copiii noștri care sunt protejați în fiecare zi. El este Dumnezeu care a dat acest popor pentru noi, pentru familiile noastre, ca să putem să venim aici, să ne facem viețile noastre, fiecare cu motivele Lui. Și oamenii care avem în jur și prin care vedem oportunitățile acolo, în spatele oamenilor, este Dumnezeu. Întotdeauna, dacă stăm să medităm și să ne gândim, de când aveam noi poate 10 ani și vedem evenimentele din viața noastră, Dumnezeu ne cheamă și ne cercetează ca să vedem că El a fost acolo, că noi am avut o problemă, o situație și bună și rea, Dumnezeu este întotdeauna cu noi. După versetul ăsta mi-a adus în minte un alt verset care spune din Ioan 3:16, toată lumea îl cunoaștem, care zice: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Aceste două versete s-au legat una de cealaltă, pentru că uneori ne gândim pământește ce face Dumnezeu pentru noi, dar asta e un verset care ne gândim, ne uităm în sus și vedem că Dumnezeu l-a dat pe singurul Său Fiu, o dat ceva ce avea mai de preț, ce avea mai scump. Dar după ce El a dat pe Domnul Iisus, s-a jertfit pentru noi, El s-a înălțat la cer, o mai dat ceva? Și m-am gândit, o mai dat ceva? O mai dat pe apostoli? O mai dat cuvântul lui Dumnezeu care a ajuns până la noi? O mai dat biserica?
au mai dat, poate părinții noștri care ne-au spus despre Dumnezeu, poate ne-am născut într-o familie de creștini, sau poate nu, eu nu m-am născut. La mine a venit un om, o persoană, un prieten de-al meu, care mi-a spus despre Dumnezeu. O dat Dumnezeu aceste lucruri. O dat pe Duhul Sfânt ca să fie cu noi. O dat biserica. Vedeți? Dumnezeu a dat multe, multe, multe lucruri. S-au învârtit multe popoare. Zice, de aceea, pentru că ai preț în ochii tăi, dau oameni și popoare pentru viața ta. Sunt popoare care s-au învârtit pe pământul ăsta până să ajungă Evanghelia la noi. Și noi suntem un popor care ne învârtim aici, în Londra, care Dumnezeu cere ceva de la noi, să fim o lumină în lumea asta care e plină de întuneric. Și m-am gândit mult la aceste două versete. A fost o părtășie minunată. Dumnezeu s-a coborât. Nu eu m-am dus către ei. Eram inconștient. Abia mă trezisem. Nici nu vedeam bine. Eram într-o situație foarte... Nici nu puteam să mă mișc foarte, foarte bine. Dar Dumnezeu a venit acolo și vorbea cu mine. Eu vorbeam cu El și a fost un moment care nu o să-l uită niciodată. Mai sunt și alte lucruri. Dar ăsta e un lucru cu care vreau să vă încurajez și să luați versetul ăsta personal. Acel Dumnezeu care dă oameni și popoare este Dumnezeul meu, nu este Dumnezeul, poate, bisericii Râul Sfânt, este Dumnezeul personal al fiecăruia dintre noi și e bine să luăm lucrurile în mod personal din Biblie și revelațiile acestea care ni se întâmplă uneori, nu sunt poate în fiecare zi. Dar luați lucrul acesta ca o încurajare și vedeți în viața dumneavoastră, dacă nu cumva, acela e Dumnezeu care va purta de grijă tot timpul și în momentele bune și în momentele mai puțin bune. Și cu toții recunoaștem că Dumnezeu este Cel care poartă de grijă. Și asta e ce am vrut să vă spun. Apoi a venit soția mea și am povestit și ei și mă bucur că pot să aduc mărturia aceasta. Poate nu e mare lucru, dar mare lucru este să îți vorbească Dumnezeu dincolo de cuvintele unui om care îți vorbește în față. Duhul Sfânt este acela care îți dă revelația, care scrie în Scriptură, Dumnezeu vă va aduce aminte și vă va învăța tot ce v-am spus și eu. Dumnezeu ne învață în timp ce noi învățăm de la alții. Dumnezeu e Cel care, Duhul Sfânt este profesorul nostru, este cel mai bun învățător, este cel mai bun predicator. El este cu tine când ești în spital sau în închisoare, când nu mai e Biblia cu tine. El te învață și El îți aduce aminte tot ce ți-a spus Domnul Iisus. Așa că Dumnezeu să vă binecuvinteze, ne bucurăm încă o dată că suntem cu voi. Slăviți să fie Domnul!